Bun, deci întâi este un... Un val de pânză. Un val de pânză. Deci aici, noi măsurăm ca să croim pentru oie. Centimetru, farfeca, cu asta lucrează. Farfecă... Farfecă de croitorie. De croitorie, de când o aveți? Da. Mai am una, de mult, de la început, de când... Face treaba... Da, săraca... Acum mână, am croit pentru spate și piept. Croim acum pentru mâneci. Să rupe, că nu stau acum să mă duc pe fir, că de obicei trebuie să tac firul și... Și după aia dăm la o parte asta, valul de pânză, ea se calcă. Trebuie să tragi zdravă, că altfel nu se rupe ca lumea. Se calcă, după ce s-a călcat, se tivește, se însailă. Deci se face așa un mic tiv de jumătate de centimetru. Uh-huh. Dați așa. Se însailă și se face găurele. Cum e aici, la această ie care e deja brodată. Ea a fost călcată, s-a tivit și deja e brodată. Da. Broderia se numește Floarea Reginei. De ce? S-a brodat pe rochițele Reginei Maria, această broderie. Sau păpădie sau Floarea Miresei. Dar Floarea Reginei. Era un model pe care da, prefera Regina Maria. Da, specific pentru Regina Maria. Că s-a lucrat și la Breaza și la mușcel. Are aici pieptul, are spatele, totul brodat și mânecile. Mâneca are broderie masivă, dar fiind și rochiță, ea avea până jos broderia. Am lucrat și rochii de mireasă. Băieți care s-au cununat în Sibiu, băieți care s-au cununat în Făgăraș cu rochie de mireasă și în Germania a plecat în... Deci costum de mire da, și rochie da, de mireasă. Da, cămașă și rochiță de mireasă. În Heidelberg a ajuns rochița de mireasă. Uh-huh. Puteți să ne spuneți care sunt componentele costumului specific pentru brează? Este ia, mânecă scurtă sau mânecă lungă cu roșu și negru, poalele, șoarțe, șorț sau plisată. Aici, asta. Normal, plisat este. Dar fiind vara, este foarte cald și nu pot să s-o îmbrac, că e groasă. Am înțeles. Este lână. Acum se lucrează, se țese, dar nu se mai țese din lână, se țese din bumbac. E prea călduros. Da, este foarte cald. Așa arată. Are peste 100 de ani. Asta. Eu de la cine am cumpărat-o acum 20 de ani sau 30 de ani, avea 70 persoane, 70 de ani. Deci... Și avea de la da, părinți. Da, da. Da. Și puteți să ne arătați cum începe broderia? Da.